ce oameni îl iubesc pe Pavel Filip aici? E consateanul nostru. Dar păi, l-am votat. Ce l-ați votat? Dar păi, nu m-a ridicat o leac pensie, așa că m-am bucurat. Eu mărit acolo vă 2 lei, 8-2 lei acolo, cu atâta. Pentru că te-ți distrug țara, nu numai Filip. Te-ți distrug. Să păi dacă cum, dar pe cine să-l iubească pe altcineva? Dar pe ea nostru. De ce a făcut el pentru țara? Tăți să vede. Lumina este, ea că tot el o zis că a făcut. În ce bani a fost trecut? Îmi dai și întrebări, doare capul. Pavel Filip, este de la voi din sat? Da, e ca aici trăiește. După casa e asta, dar pe altă drum. De ce oamenii îl vătează pe dumnealui? Nu știu. Bun la inimă. Da. Dar dumneavoastră pentru ce l-ați votat? Tot că e bun la inimă. Deci asta e destul? Da. Ei, de pe ce să n-au iubească dacă e băiat cinstit, Și eu făcut drumul, ne-a tras apă de mata de sat în partea de la deal. Ajută, lumea ajută. Complexul sportiv, cine îl face? Am înțeles că domnul Pavel Filip. Cred că ideea, acolo hotărât în guvern, tăți împreună, numai Pavel Filip a hotărât el acolo. Toată țara s-a gândit să facă în Pănejești un complex sportiv. Corect, da. Pentru Pănejești mai frumos sat ca în Pănejești, nu în Caiure. Sat ca toate satele. Nici spre, nici chiar. Dar cum și-a făcut? Vă reparat casa de cultură? Tot casa a fost, tot casa de departe. Nouă? Nu știu care problemă, o leacă a fost reconstruită. Din ce bani a făcut Pavel Filip toate lucrurile astea? Eu am un parc am început să vă vorbi. Că eu a face bani din chiar. Păi trebuie de făcut multe, dar cam nu se fac ele. De ce nu se fac? Păi nu-i finanță nu-s. S-o mai închisă muia cu toate, s-o mai tăie din și s-o mai fost. De ce s-a întâmplat asta? Da, păi, cu noua guvernare, cred că. La inițiativa domnului Filip, da, lucrările, vreau să spun că au fost așa, lucrările care au fost la inițiativa mea, dar că s-a implicat și domnul Filip în acestea, da, cu adevărat așa a fost. Și totdeauna se vorbea de sală sportivă, și da, Dumnezeu, și sală sportivă se construiește, cred că e pe ultima sută de metri, până la anul nostru avem o sală sportivă, și aceasta este pentru copiii noștri, pentru viitorul satului. Domnului Pavel Filip se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Pănășești pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea și modernizarea Comunei Pănășești. La noi nici n-a fi niciodată bine, pentru că la noi așa e șirea, așa e natura moldovanului sau nostru, românului sau nostru, fiecare pentru dânsul, fiecare este egoist. Fădui, nu știu cum să mai spună, lacuni și invidioși. Și nici n-ați fi niciodată altfel, pentru că nu e lumea unită.